Faptul că Dumnezeu nu trăsnește pe cineva care înjură, care îl blastămă, care face o prostie, nu înseamnă că nu există, înseamnă că încă l-a mai îngăduit. Și-o zis Pavel prin continuarea acestui verset. Cea mai mare dovadă că ești orb este că nu te-ai pocăit. Cea mai mare dovadă că vezi este că te-ai pocăit. Nu spun eu, spune Pavel asta. Ascultă-mă, dacă vii la biserică să te întâlnești cu Dumnezeu, îl vei găsi pe Dumnezeu. Dacă vii să găsești băgători de vină, dacă vii să găsești fel și fel de probleme, o să găsești probleme. Iubiții mei, pentru vânzătorii aceia care vindeau, care au făcut un business din casa Domnului, pentru ei era o peșteră de tâlhare. Pentru ologi, pentru cei care au venit să se întâlnească cu Iisus, pentru ei a fost un spital unde Dumnezeu i-a vindecat. Doamne, mai lucrează astăzi. Amin. Știți că sunt demoni, iubiții mei, care cred mai mult în Dumnezeu și care îl respectă mai mult pe Dumnezeu decât mulți dintre români. Știați asta? Auziți? Și dracii cred și se... Eu am văzut cu ochii mei sute de oameni și mii de oameni care nu s-au înfiorat. Iubită biserică, cred că merită să spunem cu toți împreună, pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, lăudați să fie Domnul. Amin. Întotdeauna când sunt astfel de evenimente în Biserica Domnului, este o mare bucurie, pentru că și în cer este bucurie. Știți, când nu prețuim ceva, când nu ne costă nimic, nu prețuim. Dar pe cel care a venit din cer l-a costat sângele lui și moartea lui și învierea lui pentru cei nouă candidați. De aceea în cer este mare bucurie. Și mai este bucurie în familii. Și mai este bucurie în Biserica lui Hristos. Și vreau de la bun început să dau o veste bună. Pe umerașele cerului mai sunt haine albe. Amen. Au să zici că porți S sau L sau XL sau large. Există în orice dimensiune și există și în stoc nelimitat. Doamne, mai împarte haine și în dimineața aceasta. Iar de apă ce să mai vorbim? Este apă câte vreți. Și sângele lui Iisus Hristos încă mai curge. Și mai spală de păcat. Doamne, mai scrie nume în cartea vieții în dimineața aceasta. Iubiții mei, viața este un eveniment unic. Nu-i ca în jocurile video. M-am speriat ieri, văzând pe Twitter, că unul din consilierii de la World Economic Forum au spus așa: să le dăm tinerilor droguri și video games ca să-i terminăm. Numai că viața cu droguri, predicam la noi duminica trecută la biserică, este o viață dezastru. Și viața cu video games, cu robia aceea de video games, este o viață care te duce în altă lume și care îți dă mai multe vieți. Însă, din punct de vedere fizic și spiritual, avem o singură viață. Iar Biblia spune așa: oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Nu-i ca și în video games, unde ești împușcat, ieși afară, mai iei un popcorn sau un pahar de coke și intre din nou. Nu. Aia e doar o iluzie. Viața este un eveniment unic. Și vine salmistul, iubiții mei, și în psalmul 139, el spune ceva foarte important și vreau neapărat să citesc împreună cu dumneavoastră cu versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o calăria și du-mă pe calea veșniciei. Vă rog să fiți foarte atenți. Nu spune vezi dacă sunt pe calea rea. Și nu spune du-mă pe o calea veșniciei. E exact invers. Vezi dacă sunt pe o calea rea, pentru că spre iad sunt mii de căi, sunt mii de drumuri. Însă spre cer este o singură cale. Iisus este calea. Slăvit să fie numele Lui. De aceea, iubiții mei, în această dimineață vreau să tratăm cu maximă seriozitate și gestul pe care îl fac ei cei nouă, și gestul pe care l-ai făcut tu deja, care te-ai împăcat cu Dumnezeu, și gestul pe care ar trebui să-l faci dacă încă nu l-ai făcut. În Luca 16, bogatul din iad cere două lucruri. Pentru mine, apă, Avraame, și pentru frații mei care sunt acasă, pocăință.
Știți că toți oamenii care sunt în ea, toți oamenii care au trecut și care sunt dincolo, în locuința morților, fără nicio șansă pentru rai, își doresc ca toate neamurile lor care sunt acasă să se pocăiască. Acum, de obicei, ne-am dorit, poate dacă suntem în Canada, să ne ducem și neamurile în Canada. Dacă ai dat de un loc mai bun, de un salar mai bun, mă zice, îl duc și pe vărul meu, îl duc și pe cumnatul meu. Își doresc să aibă o casă mai frumoasă, un pământ mai mare. Vreau să vă asigur pentru toți cei care încă n-ați făcut legământ cu Domnul, dacă va pleca cineva pocăit din familie înainte sau nepocăit, amândoi își doresc să faceți legământ cu Domnul. Doamne, lucrează în această zi. Iubiții mei, vreau în această dimineață să predic despre calea veșniciei. Despre calea cea dreaptă. Pentru că atunci când Dumnezeu vine la Anania, îi spune următorul lucru. Anania, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Și am înțeles că niciun cuvânt din Scriptură nu-i la voia întâmplării. Citesc din Psalmul 143:10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe ulița, pe calea cea dreaptă, pe drumul cel drept. Din nou, uitați-vă, nu spune pe o cale dreaptă. Sunt multe căi stângi. Sunt multe căi ale diavolului. Pe unii diavolul îi prinde cu drogul, pe alții cu alcoolul, pe alții cu preacurvia, pe alții cu minciuna. Sunt mii de căi. Dar din punct de vedere spiritual este doar o singură cale dreaptă. 2 Samuel 22:33. Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. Iubiți credincioși, iubite biserică, iubiți prieteni, haideți să ne uităm cum arată oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă. Cum arată oamenii care sunt pe ulița dreaptă, pe calea cea dreaptă. În primul rând, unul, se roagă acești oameni. Ascultați, Fapte 9:11. Domnul i-a zis lui Anania așa, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, El se roagă. Știți, e cam riscant să spui, du-te în Kitchener pe strada cu tare și omul la care eu te trimit o să-l găsești pe genunchi. E cam riscant. S-ar putea să fie pe Netflix, să fie pe TikTok. S-ar putea să fie ocupat cu o muncă anume, s-ar putea să facă anumite lucruri. Când Dumnezeu îi spune la Anania să meargă pe ulița aceea, să-l găsească pe Pavel, i-a spus așa, o să găsești un om care stă pe genunchi, o să găsești un om care plânge, o să găsești un om care se pocăiește, o să găsești un om care comunică cu mine. Noi am fi spus dacă am fi trimis pe cineva ca să fim siguri că îl găsește, vezi că e brunet sau e blond. Vezi că are înălțimea 1,75 sau e îmbrăcat într-un fel sau în altul, are granit în curte. Dumnezeu însă a spus așa, se roagă. Dragii mei, am o veste bună pentru toți. Dumnezeu e mișcat de oamenii care se roagă. Dumnezeu nu rămâne indiferent la cineva care se pune pe genunchi și strigă la el. Vă aduc aminte de Corneliu, Fapte 10:1. Nu era iudeu, nu era din sămânța lui Avram. Probabil că nu mersese la templu în viața lui, nu cântat în fanfară sau în cor. N-avea bunici pocăiți în România. Dar spune Biblia despre el că era un sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cu cernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea milostenii și se ruga. Când? Ce rar găsești oameni care să se roage totdeauna. Am văzut oameni care se roagă pe scările tribunalului, din păcate. Și făceau cruce și spuneau, Doamne, fă să-mi cadă mie mașina de uscat și fata și el să ia mașina de spălat și băiatul. Am văzut tineri care se roagă, noi avem în România bacalaureatul, nu știu ce examene aveți dumneavoastră aici. Dar am văzut tineri care se roagă când dau examene. Am văzut oameni care au trăit cum au vrut ei și când să se căsătorească, au zis, Doamne, să-mi dai o fată bună. El a trăit cu toate. Dar i-a trebuit o fată curată și bună. Am văzut oameni care se roagă în accidente. Am văzut oameni care se roagă la ATI. Uitați aici un exemplu de om care se ruga totdeauna.
Vă asigur că omul acesta avea un salar bun? Vă asigur că omul acesta era respectat? Avea o poziție socială bună? Știți că indiferent de banii care avem, indiferent de poziția care avem, avem nevoie de rugăciune? Doamne, mai ridică oameni care să se roage. Să știți că uneori ne rugăm ca și Ana. Biblia spune în 1 Samuel 1:13, Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca. Dar nu îi se auzea glasul. Uneori avem probleme intime și ne rugăm poate în șoaptă și strigăm doar în inimă. Alteori ne rugăm ca și Iisus, Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel care putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Iubiții mei, dacă Canada are nevoie de ceva, dacă planeta Pământ are nevoie de ceva, mai are nevoie de oameni a rugăciunii. Se reresc oamenii ăștia. Eram undeva în județul Arad, a trebuit să particip la o seară de priveghere. După programul acela, unde au participat poate vreo 15 persoane, o bunicuță plecase la Domnul. Am mers la masă cu familia și am văzut că o nepoată și soțul ei nu mâncau. Și am zis, vă înțeleg de ce nu mâncați, vă doare că o pleca bunica probabil. Și au zis, nu, asta e motivul principal. Atunci, de ce nu mâncați? Și au zis, frate Cristi, eu sunt cadru medical, asistentă. În ziua morții a trebuit să o schimb pe bunica, să o pregătesc pentru plecare. Să o îmbrac pentru ultima dată. Când i-am dat ciorapii, spunea femeia aceasta, sora aceasta, am găsit doi genunchi bătătoriți. Am găsit doi genunchi ca și de cămilă. Avem casă, avem copii, avem servicii, avem tot ce avem. Totul ne merge bine. Și am crezut că noi merităm asta. Că suntem noi buni, suntem noi tari și mari. Când i-am dat ciorapii bunicii mele, mi-am dat seama că din cauza acelor genunchi avem toate binecuvântările pe care le avem. Frate Cristi, n-am poftă de mâncare, că genunchii ăștia o să-i îngropă mâine. Și nu știu cum vor fi următorii ani. Nu știu cine va mai sta pentru noi la două noapte pe genunchi. Nu știu cine va merge marța la rugăciune când noi, binecuvântați, ocupați cu toate, n-avem timp. Mănâncă tu, frate Cristi. Aș vrea să vă spun, deși nu vă cunosc pe mulți dintre dumneavoastră, sunteți aici, mulți dintre voi, și pocăiți și nepocăiți, și cu haine albe și cu altfel de haine, sunteți în fața Evangheliei și multe binecuvântări aveți materiale. Știți de ce? Că cineva o sta pe genunchi pentru voi. Iubiții mei, ne pleacă mijlocitorii și când ne pleacă oamenii care girează pentru noi între cer și pământ și mijlocesc pentru noi, să știți că atacurile diavolului se întețesc. De aceea, dacă îmi doresc astăzi ceva, este să nu te bazezi doar pe o bunică care se roagă. Să nu mai spui, tata, ai proroc! Și tu ce faci cu heroina în mână? Ce faci cu injecția aia? Ce faci cu jocurile mecanice? Cu gambling? Cu cazinouri? Ar trebui rugăciunile alea să te miște, să te scoată de unde ești și să te pune Dumnezeu pe stâncă, amin, amin, într-o viață nouă și într-o relație nouă cu El. Amin. Pentru că spunea o cântare tradusă din limba engleză, nu păstorul, învățătorul, ci chiar eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. Nu doar mama, nu doar tata, ci chiar eu, Doamne. Pe un vas al flotei engleze se găsea un ofițer, prințul Arthur, viitorul rege al țării. În fiecare dimineață un marinar trebuia să-i ducă scrisorile personale. Și era un protocol bine stabilit. Băteai la ușă cu respect, așteptai. Băteai a doua oară, așteptai. Dacă a treia oară nu deschidea prințul, capitanul, trebuia să intre înăuntru. Și indiferent ce făcea Arthur, trebuia să aștepți. Și într-o dimineață marinarul a mers ca de obicei, a bătut, de două ori n-a ieșit afară ofițerul, viitorul prinț Arthur, viitorul rege al țării.
A deschis ușa și l-a găsit pe prințul Arthur pe genunchi. Era un pic jenat. Nu știa că și prinții au nevoie de rugăciune. A așteptat și când ofițerul s-a ridicat de pe genunchi, a pus mâna cu căldură, amândouă mâinile pe umerii marinarului și a spus următoarele cuvinte: dacă ți se va mai întâmpla vreodată să mă găsești pe genunchi, să știi că întotdeauna este loc și pentru dumneata alături de mine. Iubiți tineri, dacă o să vă găsiți mama pe genunchi, să știți că mai este loc lângă ea. Dacă o să vă găsiți tata în post, să știți că mai este loc. La Cluce nu e aglomerație. Aseară la Niagara era dezastru pe străzi, full. Pe genunchi nu e aglomerație. Mai este loc. A venit o mamă la mine într-o zi în biroul pastoral și a zis: de Cristi, stăm într-un apartament mic, înghesuiți toți, mai mulți copii. Și o parte din ei au început să ia pe alte căi. Și a zis: de Cristi, într-o dimineață mă rugam, dacă aș avea un loc pe acoperiș sau aș avea încă un apartament sau o casă, m-aș duce separat, dar n-am unde. Și unul din băieții mai mari a deschis ușa și a început să mă blesteme, să mă înjure. Și a zis: nu te mai ruga, mă, că nu mă pocăiesc în veci. Frate Cristi, ce crimă am făcut că merit tratamentul ăsta? Când veți găsi un om care se roagă pentru voi, să știți că sunteți bogați. Și dacă aveți milioane de dolari în conturi și nu-L aveți pe Dumnezeu, să știți că sunteți săraci. Oamenii care sunt pe ulița dreaptă, în primul rând, vorbesc cu Dumnezeu, se roagă. Și Dumnezeu nu rămâne imun, ci Dumnezeu trimite la ei oameni care să-i învețe ce să facă mai departe. Doi, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, iubiții mei, în al doilea rând, sunt vindecați de orbirea spirituală. Fapte 9:18. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Citesc și versetul 9. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Versetul 8. Măcar că ochii erau deschiși. Asta e o stare care o trăiesc cei mai mulți oameni din lume. Nu vedea nimic. Iubiții mei, lumea în care trăim este cuprinsă de orbirea spirituală, iar durerea lui Dumnezeu este că ei nu văd. Citesc Osea 11:3. Totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe. Și acum ascultați durerea lui Dumnezeu. Dar n-au văzut că eu îi vindecam. Cu alte cuvinte, a zis Dumnezeu, când au avut nevoie de mine, am fost acolo. Când au avut nevoie de acte pentru Canada, am fost acolo și le-am ștampilat. Când au avut nevoie de job, am fost acolo și le-am dat. Când la spital au avut nevoie de mine, i-am ascultat. Ori crescut, s-au realizat. Și au zis Dumnezeu, m-aș aștepta acum să se uite în spate. Să vadă că mâna mea a fost deasupra lor, că mâna mea i-a călăuzit, că mâna mea i-a purtat. Că spunea cineva, am visat un vis și am văzut două urme. Și la un moment dat se făcea doar o urmă. Și în visul acela îmi spunea o voce, e urma lui Dumnezeu și urmele tale. Și la un moment dat, când am văzut că a rămas doar o urmă, unde era pământul mai greu, unde era valea umbrei morții, am zis, Doamne, unde ai plecat? Și o voce mi-a spus, n-am plecat. Te-am luat în brațe. Ne-a luat Dumnezeu în brațe. Ne-a purtat de grijă. Suntem azi aici. Să știți că este o orbire fizică. Și nu cred că avem pe cineva între noi astăzi orb fizic. Dar există o orbire spirituală și cea mai mare parte din lume sunt orbiți în acest fel. Diavolul orbește lumea, 2 Corinteni 4:3. Dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea care?
dreaptă. Pierzări. Și acum ascultați, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Pune-te rog și Romani capitolul 2 cu 4. Să vedeți ce se întâmplă cu oamenii care văd. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Haideți, iubiții mei, să vă traduc acest verset pe înțelesul tuturor. Pavel spune așa, sunt două variante. Dacă ești pocăit, înseamnă că ai fost vindecat de orbirea spirituală, înseamnă că ai văzut bogăția lui Dumnezeu, bunătatea lui, îndelunga lui răbdare, îngăduința lui. Și te-ai pocăit? Îmi spune cineva, frate Cristi, eu o să-L înjur pe Dumnezeu și o să vezi că nu mă trăznește. Pentru că nu există. Și am zis, nu trebuie să încep să înjuri, pentru că aici e secretul în Roman 2 cu 4. Iubiții mei, dacă cineva înjură pe Dumnezeu, și nu că cineva, o grămadă, miliarde de oameni, milioane, se trezesc dimineața și în loc să ia Biblia, iau horoscopul. Și când sunt feriți de un accident, spun soarta, norocul, nu spun gad. Miliarde și milioane de oameni trăiesc în întunericul acesta. Ascultați-mă bine. Faptul că Dumnezeu nu trăznește pe cineva care înjură, care îl blastămă, care face o prostie, nu înseamnă că nu există. Înseamnă că încă l-a mai îngăduit. Dacă eu nu-mi pedepsesc băiatul care face prostii, nu înseamnă că nu există. Înseamnă că l-am îngăduit și poate că prin îngăduința asta se trezește. Și-o zis Pavel prin continuare acestui verset. Cea mai mare dovadă că ești orb este că nu te-ai pocăit. Cea mai mare dovadă că vezi este că te-ai pocăit. Nu spun eu, spune Pavel asta. Doamne, mai deschide ochii în dimineața aceasta. Să vedem bunătatea lui Dumnezeu. Să vedem mâna Lui. Spunea Pavel, dacă spui că vezi, cum de ești încă în păcat? Dacă vedeai cu adevărat, erai pocăit. Richard Wurman, iubiții mei, spunea, ani de zile nu am văzut soarele, lumea, florile, zăpada, stelele, niciun om în afară de anchetatorul care mă bătea. Dar pot să spun că am văzut cerul deschis. L-am văzut pe Iisus Hristos, am văzut îngerii și am fost fericit acolo. Din cei 14 ani de închisoare pe care i-a făcut, cel puțin 2, i-a petrecut sub pământ într-o besnă totală. Cum spunea el aici, nu a văzut un ghiocel, o lalea, soare, nimic. Dar spune vorba așa, în ăia 2 ani, între pauzele dintre bătăi, am văzut cerul deschis și L-am văzut pe Hristos. Și stau și mă gândesc, cum pot unii în închisoare, înconjurați de întunericul fizic, să vadă cerul deschis? Știți de ce? Că au fost vindecați de orbirea spirituală. Și alții sunt în libertate. Și zici, mă, nu te pocăiești. Mai am timp. Iubiții mei, adevărații orbi nu sunt cei care nu văd soarele, ci sunt cei care nu-L văd pe Dumnezeu. Avem o soră la noi la biserică, o soră oarbă. Am o mare prețuire pentru ea, pentru familia ei, pentru soțul ei și pentru fata lor. Într-o zi, eram la biroul pastoral, nu era program, și soțul ei m-a așteptat pe scări. Și avea niște cutii de carton în mână. Și mi-am dat seama că era ceva în cutii. Și-o zicea de Cristi, soția mea au făcut TEței pentru soția dumneavoastră, care are 7 copii și poate n-are timp să stea câteva ore să facă TEței. Am plecat cu TEței în mână plângând la mașină. Credeți-mă că am niște bani să-mi cumpăr niște TEței dacă e nevoie. Dar Dumnezeu a vrut să mă învețe o lecție. Că oamenii pe care poate noi nu-i vedem foarte mari, niște anonimi, ei au văzut nevoile unei familii. Deși din punct de vedere fizic, era oarbă femeia. Nici n-am știut că orbii pot să facă TEței, vă spun sincer. Când am avut renovare la biserică, au venit soțul ei cu 2 cozonaci. Și-o zis, frate Cristi, soția mea, care e oarbă, a făcut 2 cozonaci pentru frații care lucrează. 17 echipe am avut la renovarea bisericii. N-am știut până atunci că orbii știu să facă cozonaci. Eu am crezut că ăștia care văd fac cozonaci mai buni. Au fost cei mai buni cozonaci cu care m-am întâlnit în viața mea.
Pentru că adevărații orbi nu sunt ăia care nu văd soarele, ci sunt ăia care nu-L văd pe Dumnezeu. Doamne, mai lucrează în dimineața aceasta. Trei. Ce fac oamenii care sunt pe ulița dreaptă după ce se roagă? După ce văd faptul că Dumnezeu i-a binecuvântat și ar trebui prin pocăință să răsplătească binefacerile Domnului. Ce mai fac acești oameni? Ce fac cei nou astăzi? Se botează. Spune Biblia despre Pavel în Fapte 9:18. Apoi, după ce a fost vindecat de orbire, s-a sculat și a fost botezat. Mă bucur că și biserica din Kitchener nu botează oamenii care sunt orbi. Am întâlnit cu stupoare slujitori în ghilimele care botezau oameni care încă fumau, care încă trăiau în concubinaj. M-am îngrozit. Iubiții mei, am o veste tristă pentru voi să vă spun astăzi. H2O nu eliberează de curvie. Sângele lui Iisus se eliberează. Dacă bagi un om care încă se droghează în H2O, când îl scoți din apă, el se va droga mai departe. Dacă vorbește vulgar și îl bagi în apă, când va ieși de acolo, va continua să vorbească vulgar. De aceea ai nevoie mai întâi de pocăință. De pocăință, de nașterea din nou. Ascultați Fapte 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Nu a zis Petru, mai întâi vă botezați și apoi vă pocăiți. Nu, nu. 3 luni de zile și noi la Deva am făcut cateheză cu 26 de persoane din care am putut boteza 20. Restul le-am spus să rămân pentru următorul botez. Pentru că am vrut să vedem, iubiții mei, în cele 3 luni, că există o schimbare, există o transformare. A zis Ioan, botezătorul, mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință și apoi haideți și vă botezați. Iubiții mei, oare n-ar trebui să faci tu botezul? Îmi spunea cineva, de 10 ani vin la biserică, la dumneavoastră, la Pentecostal, de 10 ani. Dar mereu am să fac botezul. Mereu mă uit la oameni, mereu mă poticnesc în unul și în altul. Și i-am spus, Doamne, când eu mă duc în Kaufland, hai să punem cascul, cum e la voi. Eu nu mă uit la vânzătoarea care vinde produsele. Poate e certată cu soțul ei. Poate nu se înțelege cu șeful. Eu n-am treabă, eu mă duc la cascul ca să-mi cumpăr ce am nevoie pentru mâncare. Ascultă-mă, dacă vii la biserică să te întâlnești cu Dumnezeu, îl vei găsi pe Dumnezeu. Dacă vii să găsești băgători de vin, dacă vii să găsești fel și fel de probleme, o să găsești probleme. Am fost uimit să văd anul acesta în Biblie ceva ce n-am văzut niciodată. Vine Iisus Hristos, ia biciul în templu, răstoarnă mesele, ați făcut din biserica asta, zis, din templul ăsta, o peștere de tâlhare. Și acum ascultați continuarea. Apoi, o vindeca pe câțiva care erau acolo. Păi cum, dacă e peștere de tâlhare, cum te pui la vindecări? Iubiții mei, pentru vânzătorii aceia care vindeau, care au făcut un business din casa Domnului, pentru ei era o peștere de tâlhare. Pentru oloci, pentru cei care au venit să se întâlnească cu Iisus, pentru ei a fost un spital unde Dumnezeu i-a vindecat. Doamne, mai lucrează astăzi. Au venit familia etiopiană, m-am bucurat foarte mult, candidații, mulți dintre ei, au amenzit acele versete. Undeva la 4.000 de kilometri, dus întors. Unii spun chiar și mai mult. Și când au ajuns în fața templului, spune în Levitic, famenul să nu intre în casa Domnului. N-are ce căuta. Și probabil i-au spus preoții, afară! Cum v-ați fi simțit cineva din ușier să vă spună, n-aveți ce căuta aici? Ai fi mers, ai fi spus, în veci nu mai calcă în biserică. Ei bine, omul ăsta nu a spus așa. Omul ăsta probabil că acolo în fața templului a îngenunchiat, s-a rugat. Și îl întreabă Filip, dacă crezi în toată inima, că știți și draci cred, spune Biblia, știți că sunt draci care cred mai mult în Dumnezeu decât unii canadieni. Știți că sunt demoni, iubiții mei, care cred mai mult în Dumnezeu și care îl respectă mai mult pe Dumnezeu decât mulți dintre români. Știați asta? Auziți? Și draci cred și se... Eu am văzut cu ochii mei sute de oameni și mii de oameni care nu s-au înfiorat. Primesc în fiecare zi pe social media undeva la 1000 de înjurături pentru predicele care le punem acolo, cu echipa cu care lucrăm. O să vă spunem de seară mai multe, într-un minut, două. De ce?
Pentru că oamenii aud cuvântul și nu se înfioară. Și îi spune Filip la famen, auzi, trebuie să crezi nu parțial, nu cu un cred de raci, trebuie să crezi din toată inima, pentru că credința din toată inima e credința care îți schimbă viața. Amen. Nu penticostalii, nu baptiști, nu ortodoxi, nu catolici. Credința dată pe Sfinților odată pentru totdeauna. O duc mai departe, în al patrulea rând. După botez, ce se întâmplă? Îmi spunea cineva fericit, frate Cristi, sunt foarte bucuros, am făcut botezul, de acum am terminat, zice. Acum a slăvit să fie, Domnul, am încheiat. Zic, acum ai început, ai grijă, acum ai intrat pe teren. Acum ai intrat pe teren. Iubiții mei, și mă adresez și celor nouă candidați, vreau să vă spun astăzi că pentru voi un început nou. Diavolul n-are treabă cu oia care se afară, pentru că încă sunt în mâna lui, în brațele lui. Diavolul are treabă cu voi. Dar a spus Iisus Hristos, ce-i în voi e mai tare decât ce-i în lume. De aceea, în al patrulea rând, nu totul se oprește aici, în al patrulea rând, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, iubiții mei, se mai întâmplă ceva cu ei, primesc putere. Acum, e adevărat, unii din candidați au primit Duhul Sfânt înainte, avem caz în fapte, alții după botez. Important este să înțelegem, iubiți candidați și iubiți frați și surori și prieteni, că nu vom putea duce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur fără prezența Duhului Sfânt în noi. Amin. Nu vom putea. Și o să vă explic de ce. Există mai multe feluri de puteri în lumea noastră. Există, de exemplu, putere fizică. Da? Ați văzut oameni care sunt mușchiuloși, care fac mușchi. Acum, eu... Poate aici, nu știu dacă sunt așa multe cazuri, dar în România avem multe grădini de săpat, avem multe camioane de lemne de tăiat. La cine vrea să vină să facă mușchi, binevenit, nu-i cerem nimic, ca și la fitness, aici e abonament, e mai greu, e mai costisitor. La noi e gratis. Transpirație, mușchi și răsplată în cer. Praise God! Nu? Trebuie să spună băieții, slăviți să fie Domnul, ne-am găsit menirea. Există o putere fizică. Da? Numai că acum contează și pentru ce vrei să faci mușchi, știi? Că unii vor numai să arate bicepsul, tricepsul. Există o putere fizică. Însă mai există și o putere a poziției sociale. În Ontario, în Toronto, la voi în Canada și la noi în România, sunt oameni care au ajuns într-o poziție socială sus. Și aia e o putere. O dat un telefon și a rezolvat ce n-ai putut rezolva în 20 de ani. Există o putere emoțională. Există o putere materială. Nu? Există o putere militară, ce se întâmplă în Ucraina acum. Și acum ascultați-mă foarte bine. Spune aici Biblia, și fratele Andrei o reamintit, Anania, să-i spui la Pavel tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Îi voi arăta, dar tu să-i amintești. Vreau să vă întreb, oamenii care se pocăiesc, au ceva de suferit? Acum, s-ar putea să te bajocorească colegii. S-ar putea să te bajocorească vecinii. Vreau să vă întreb, pot să mă duc cu mușchii să îi birui? Nu pot, că fac pușcărie. Pot să mă duc cu tancul de la Putin? Nu pot. Pot să mă duc să-i bag în tribunal? Credeți că demonii se sperie de procese? Demonii se sperie de post și rugăciune. De aceea vreau să fim conștienți, iubiții mei, toți în această dimineață. Când cineva ne lovește, ne face cu ochi și cu oțet, nu ne suportă, ne bajocorește și așa mai departe și multe vom întâlni pe calea mântuirii, nu vom putea birui decât cu o putere specială primită de la Dumnezeu. Și sunt patru surse de putere care le-am identificat în Biblie. Înțelepciunea, cina Domnului, nu vorbesc de aceștia două acum, amintesc doar celelalte două. Evanghelia și Duhul Sfânt. Pune-mi, te rog, Roman capitolul 1 cu 16. Spune aici Apostolul Pavel așa, mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos. Dar de ce nu te rușine, Pavel? Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, când Iisus este ispitit de diavolul, Iisus Hristos merge cu Evanghelia, nu cu agheu, nu cu amenințări cu tribunalul, nu cu alte lucruri, cu Evanghelia. Pentru că în Evanghelie există o putere.
Dar nu doar în Evanghelia citită. Noi trebuie să avem 4 atitudini în față de Biblie. Să o citim, să o studiem, să o trăim și să o apărăm. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. 85% dintre creștini nu fac niciunul din lucrurile astea și se numesc creștini. Rămân 15% care citesc, poate 10% care studiază, poate 5% care trăiesc și poate 1% care o apără. Încă o dată vă rog să fiți atenți. Când citești și studiezi, n-are nimeni treabă cu tine. Dacă citești Biblia acasă și când trăiești și mergi în lume, te îmbraci ca lumea, vorbești ca lumea, faci ce face lumea, nu vei suferi pentru Dumnezeu. Lupta, batjocura, suferința, începe de aici. Trăire și apărare. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Cum stai cu Biblia? Cum stai cu citirea Bibliei? La noi în județ, unde doar au murit anul trecut, la începutul anului, un frate. În ziua mormântării lui. Știți, la mulți se află că în ziua mormântării avea un seif ascuns cu nu știu câte mii de dolari pe acasă. La alții se află, cine știe ce minunății? La omul ăsta, când a murit, s-a aflat că până la 45 de ani a citit Biblia de două ori. De la 45 la 72 de ani a citit Biblia de 157 de ori. Vreau să vă întreb, de unde a avut omul ăsta mai mult timp ca și noi? Că sunt două mișcări ale Pământului, mișcarea în jurul Soarelui și mișcarea în jurul axei. În jurul Soarelui un an de zile, în jurul axei 24 de ore. Crezi că la el se mișca mai încet Pământul? De unde a avut timp? Să știți că întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Doamne, ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Și a doua sursă de putere este Duhul Sfânt. Fapte 1 cu 8, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Nu doar botezați. Veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Doamne, mai ridică astfel de martori. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, ce se întâmplă cu oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă? Nici măcar la botezul cu Duhul Sfânt nu se opresc. Că am văzut oameni care au zis, frate păstor, acum vorbesc în alte limbi, slăviți să fie Domnul. Să știți că un om sărac nu rămâne uimit că tu vorbești în alte limbi și el tremură de frig. În momentul când ne pocăim, când facem toți pașii aceștia, mai urmează ceva. Fapte 9 cu 20. Și îndată Pavel a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți cei nouă, dacă n-au identificat până acum împreună cu ceilalți care v-ați botezat deja, va trebui să vă întrebați ce fac cu caloriile de la masa Domnului. Că vin la biserică să mă hrănesc. M-au hrănit cântarea colorului, am plâns la cântarea tinerilor, m-am bucurat la cuvânt, am simțit că Dumnezeu mi-a dat hrană. Dar de ce? Ca să dorm acasă. Nu, nu. Cu aceste calorii care le-am primit, trebuie să-mi identific slujirea și să mă pun în slujba oamenilor. Spunea cineva, unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să n-aibă nimic de făcut. Plugarul seamănă și apoi seceră. Iar în Galateni 6 cu 7 spune Biblia așa, ce seamănă omul, aceea va și secera, iubiții mei. Primăvara de obicei se seamănă. Am pus eu cu soția în luna aprilie niște roșii acasă. Nu s-o înghesui nimeni să vină să seamene cu noi. Acum în august când ne întoarcem în țară o să avem mulți prieteni. Foarte mulți prieteni. Oh, dar ce faine roșii aveți! Domnul să vă binecuvinteze! Dar în minte și ce spun? Doamne, binecuvintează și pe noi! Așa vor păți mulți la judecată! Vor vrea să aibă răsplata unei mame, vor vrea răsplata unui slujitor, vor vrea răsplata unui mijlocitor, dar Biblia spune să nu cumva să vă înșelați. E tragic să te înșeli de cineva, dar cel mai tragic este să te înșeli singur. De aceea, iubiții mei, ne rămâne această primăvară numită viață, când să vedem cu ce putem semăna. M-am bucurat să aflu ieri că aveți peste 100 de voluntari în biserica aceasta. M-am bucurat să văd că sunt oameni
care în timpul lor liber merg să vadă ce au de făcut. Ce pot să fac pentru Dumnezeu? Citesc Fapte 14:3. Vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Prin mâinile lor. Am fost binecuvântați cu mâini. Și trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Ce pot să fac mai mult pentru cel de lângă mine? Iubiții mei, am înțeles un lucru de la Dumnezeu. Telefoanele, poșetele, hainele, casele, pormonele, tot ce vreți, le lăsăm aici. Dar în Apocalipsa spune Biblia așa: ferici acum de morții care mor în Domnul, ei se vor. Acum dacă te-ai odihnit în viața asta, dincolo nu o să fie odihnă, îți garantez. La Daniel îi spune Dumnezeu: du-te și te odinești, Daniele. La ăia patru împărați nu i-a spus asta. Ei s-au odihnit aici. Dar ascultați continuarea. Căci faptele lor... Acum vreau să vă pun o întrebare la toți. Pe ce ar trebui să punem mai mare preț? Pe ceea ce ducem cu noi sau pe ce lăsăm aici? Am văzut oameni toată ziua cu telefonul, toată ziua preocupați să strângă, să facă pentru ei. Și vine o zi când trebuie să pleci dincolo și n-ai ce să duci cu tine. Spune Biblia că în ziua când a venit Petru la înmormântarea Tabitei, au venit acolo o mulțime de oameni. Au crezut Petru că e second hand pe hol. Cămăși, haine. Să știți că în ziua mormântării noastre, ca să fiu scurt, oamenii nu vor rămâne uimiți de ce am făcut noi pentru noi, ci vor rămâne uimiți de ce am făcut noi pentru ei. Am fost la mormântări la care mi s-a spus frate Cristi, am pus capacul pe el, te rog să-l lași așa. Nu mai da capacul jos. A fost omul problemă din satul nostru. Lasă-l, zice, dă-i pace. Și am fost la mormântări în care mi s-a spus, persoana care a plecat a fost o sfântă. Sunt aici oameni marcați și mișcați de ceea ce acea persoană a făcut pentru ei. Cristi, ai toată libertatea să vestești cuvântul Domnului. De ce vor fi oamenii marcați când vei pleca de aici? De ce ai făcut tu pentru tine sau de ce ai făcut tu pentru ei? Pentru noi Dumnezeu face multe lucruri frumoase în fiecare zi. Răsăritul pe care l-ai putut vedea azi dimineață, inima care mai bate, picioarele care mai pot să-și mențină echilibru, mintea sănătoasă și câte alte binecuvântări nu are Domnul pentru noi. Dar știți că mai este o etapă. Dumnezeu vrea nu doar să facă ceva pentru noi, ci vrea să facă ceva și prin noi. Prin toiagul întins al lui Moise, Dumnezeu a despărțit apele Mării Roșii. Prin Gedeon, Dumnezeu a izbăvit pe Israel de madianiți. Prin brațele lui Ilie, ridicate spre cer, Dumnezeu a dus foc pe Carmel. Prin Ana, a ridicat un mare proroc în Israel, pe nume Samuel. Prin David a fost învins Goliat. Prin Maria, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus în lumea noastră. Prin acele din mâinile Tabitei, Dumnezeu a binecuvântat cu haine pe săraci. Prin George Mueller, Dumnezeu a hrănit peste 10.000 de orfani. Prin Hudson Taylor, Evanghelia a ajuns la 10.000 de chinezi. Prin David Livingston, Africa a auzit de mântuire și aș putea continua cu lista aceasta. N-ai vrea să fii tu următorul pe lista oamenilor prin care Dumnezeu să facă ceva pentru cei din jur? Iubiții mei, ateul trăiește numai pentru el. Oamenii lui Dumnezeu trăiesc și pentru cei de lângă ei. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Știți că se caută mame prin care Dumnezeu să mai trimite copii pe pământ? Se caută tați prin care Dumnezeu să mai călăuzească familii spre cer? Se caută mijlocitori prin care Dumnezeu să-și proslăvească numele ascultând rugăciunile lor? Știți că se caută profeți prin care Dumnezeu să mai trimită mesaje de avertizare planetei? Știți că se caută tineri prin care văduve și orfani să fie ajutați? Am această întrebare pentru toți cei care aveți zeci de ani de pocăință. Câți oameni s-au pocăit prin voi până astăzi? E adevărat că nu putem măsura asta. Dar am fost speriat să aflu om cu 40 de ani de pocăință care nu putea să spună măcar un suflet. 40 de ani.
Am fost speriat să aflu oameni tineri, familiești, care au zis, după 20 de ani de pocăință, încă n-am înțeles ce trebuie să fac pentru Domnul. Iubiții mei, să știți că în Biserica lui Hristos nu există șomeri și nici ajutor de șomaj. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a rânduit ceva prin care să slujim. Îndată Pavel a început să propovăduiască. Unii sunt chemați la predică. Alții sunt chemați să facă case. Alții sunt chemați să spele pe cineva pe picioare. Alții sunt chemați să vindeci o rană. O mers samariteanul milostiv și o văzut pe unul acolo, vai șomar. Putea să-l judece, putea să zică, ce-ai căutat la ora asta pe stradă? Dar ce, vina mea că l-o prins tâlhare? Bine că nu mi s-a întâmplat mie, asta e gândirea tipică românilor. Bine că n-am fost eu. Nu, spune că s-a apropiat de el și când te apropii nu mai judeci, nu mai critici, nu mai lovești, i s-a făcut milă de el. Și după ce i s-a făcut milă, a început să scoate. Vinul care acționa ca și dezinfectant, uleiul care acționa ca și calmant. Și spune în Luca acolo, l-a pus pe asin și l-a dus la un han de popostire. Și acum vorbesc în termenii noștri, o zis către hangiu, dacă vrea un Sprite, dă-i. Dacă vrea un hamburger, dă-i. Dacă vrea o farfurie de sarmale, fă-i. Am să mă întorc într-o zi. Și tot ce ai cheltuit cu alții, și tot ce ai cheltuit și ai transpirat și te-ai sacrificat și ai dat, o zis samariteanul, îți voi da înapoi, îți voi compensa. Și în Apocalipsa 20:12, marele samaritean spune așa, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Închei încercând să vă motivez să vă găsiți chemarea. Avem atât de mulți oameni care mănâncă semințe și stau cu popcornul în mână și se uită la alții cum predică, la alte mame cum pun sandwich-uri la copii, la alte familii pline de treabă, la săraci care te tărăsc de pe o zi pe alta. Nu, Dumnezeu nu ne-a chemat să fim spectatori, Dumnezeu ne-a chemat să coborâm din tribună pe teren. Și veți spune, frate Cristu, eu am fost pe teren odată, dar pentru că m-a înjurat cineva, pentru că a spus că nu știu ce vreau să mă dau eu mare, m-am dus înapoi în tribună. Vreau să vă spun că nu ești un jucător profesionist. Nu se oprește din meci pentru că cineva care mâncă semințe îl înjură. Nu. Nu. Pentru că ăla care se joacă pe teren nu are scopul să-l mulțumească pe ăla care mănâncă semințe. Ăla care joacă pe teren vrea să-l mulțumească pe antrenor. Și-o zis Pavel, Timotee, vezi că a fost cineva care ne-a chemat la oaste. Și ăsta e Dumnezeu. Amen. Să nu uiți că El ți-a dat un dar. Înflăcărează darul care este în tine. Puneți în practică ceea ce Dumnezeu te-a dat să faci. Și o să vezi cum darul va crește. Încheie cu mărturia lui John Gedi. În 1848, într-o biserică din Canada, într-o biserică micuță, s-a ridicat în picioare și a zis către comitet și către păstor, vreau să plec la Vanuatu, în insulele Vanuatu, la canibari. Unii au râs de el, alții au zis, stai liniște, merg tu la canibari. Vrei să demonstrezi acum ceva? Că întotdeauna când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, ăia care nu fac nimic vor sări pe tine. Bine, nu-i cazul la voi, slăviți să fie Domn. Întotdeauna te-ai găsit tu să cânți, te-ai găsit tu să faci ceva, vrei să demonstrezi tu ceva. Au fost puțin care au zis, ne vom ruga pentru tine. S-au îmbarcat, au ajuns în a doua parte a anului pe insulele Vanuatu. Singur, cu mâinile lui, timp de 24 de ani, omul ăsta a muncit. I-a învățat pe ăștia tot ce trebuia să învețe niște canibali, niște analfabeți, niște oameni sălbatici. Cu mâinile lui au zidit o biserică acolo. Și în 1872, după 24 de ani de transpirație, sacrificiu, extenuare, o plecat. Sălbaticii ei au confecționat o placă pe care au lipit-o pe zidul bisericii. Și pe placa aia au scris așa. Când John Gedi a ajuns aici, nu era niciun creștin.
Când a plecat, nu mai era niciun păgân. Și nu mai este niciun păgân. Cu alte cuvinte, când John Gedi a ajuns aici, nu era lumină. Când a plecat, nu mai este întuneric. Iubiții mei, ascultați-mă bine. Fiecare dintre noi va pleca într-o zi. Oare vei pleca ca și un om care a fost șolocuit pe ulița dreaptă? Vei pleca ca un om care a vorbit cu Dumnezeu prin rugăciune? Ca un om la care i-au fost deschiși ochii minții? Și care și-a văzut păcatul, că spunea cineva, dacă îți vezi păcatele, ești mai tare decât ăla care vede îngeri. Oare vei pleca ca și un om care a făcut un legământ cu Dumnezeu? Strângeți-mi pe credincioșii care au făcut un legământ cu mine prin jertfă. Vei pleca ca și un om plin de putere? Că în Evrei 13:7 spune, uitați-vă la cei care au murit în credință, că mai este o categorie de oameni, cei care au credința moartă. Vei pleca ca un om învins, ca un biruitor. Cu puterea lui Dumnezeu poți să biruiești. Vei pleca ca și un om care a slujit altora. Te vor aștepta mari răsplătiri dincolo. Doamne, ajută-ne! Să mergem pe calea cea de apă, să trăim frumos și într-o zi să ne întâlnim cu Tine. Amin.